și sunt dator să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că prin intermediul postului dumneavoastră lămurim anumite aspecte legate de sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici, pentru că astăzi despre aceștia vom vorbi, dar mai sunt și alte sărbători care în ultimul timp nu mai sunt marcate de către toți ca fiind sărbători religioase, ci fiind niște zile ce fac trimitere la anumite tradiții. Nu. Viața Sfinților este una. Ceea ce s-a clădit în jurul vieții Sfinților a fost mult denaturat și nu aduce nicio bucurie omului duhovnicesc. M-ați luat prin surprindere, că eu mă gândeam să vorbim, să vă rog să vorbim chiar și despre tradiția celor 40 sau 44 de pahare. Am înțeles că diferă în funcție de de regiunile țării. Deci eliminăm acest subiect. Nu are nicio treabă cu biserica. Trebuie să-l discutăm, pentru că la ora actuală se vorbește mai puțin despre Sfinții 40 de mucenici și aportul pe care și l-au dus ei la înflorirea credinței într-o perioadă de mari prigoane. Deci nu mai vorbim despre lucrul acesta, ba vorbim mai mult despre anumite tradiții. Chiar și aceasta. Ce legătură are 40 sau 44 de pahare cu Sfinții 40 de mucenici? Vedeți dumneavoastră cât de ușor s-a denaturat o realitate istorică cu o anumite tradiții din vremea de astăzi. Unii spun că ar fi o urmă a vechilor, anticelor sărbători bahice. Da, dar vedeți, odată cu venirea creștinismului, creștinismul a introdus, e prea mult spus, a sfătuit pe oameni ca să-și ducă viața cu dreaptă socoteală. Ce înseamnă dreaptă socoteală? Adică nici mâncare multă, nici băutură multă, nici muncă multă, nici somn mult. Tot ce e mult strică. Iar Sfântul Apostol Pavel spune așa: ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, în numele Domnului să le faceți. Păi dacă bei 44 de pahare, nu mai faci în numele Domnului, ci e un atentat la viața ta. Și atunci asta înseamnă sinucidere și contravine poruncii din Decalog și celorlalte porunci pe care Mântuitorul Hristos le-a lăsat. Să nu ucizi, dar să te ucizi singur, pentru că a bea 44 de pahare înseamnă să mori. Efectiv. Nu poți îndemna, poate că unul mai slab de credință o să trateze problema ca atare și o să spună: ia să încerc, și nu se mai ridică. Atunci cu ce l-am ajutat? Dar dacă noi vorbim la modul real despre viața acestor 40 de sfinți și spunem cât de demne au fost, că asta trebuie să remarce oamenii din viața acestor sfinți, că au fost niște oameni demni, aveau poziție socială, chiar dacă erau soldați și erau expuși pericolelor, aveau poziție socială, erau plătiți. Fiind plătit, aveai un ban. Putea să fie pace și tu să te bucuri de solda respectivă. Dar ei au fost trimiși în zona aceea tocmai pentru ca să mențină granițele Imperiului Roman, că la vremea aceea Imperiul Roman avea o întindere extraordinar de mare și ei au fost trimiși acolo tocmai pentru ca să mențină ordinea. Dar, din păcate, cum diavolul nu doarme și nu întâmplător sunt o Apostol Petru spune așa, că diavolul este ca un leu. Răgnim prin pustie căutând pe cine să înghită. A făcut să se răscolească așa atât Agricola, care era guvernatorul acelei zone, cât și împăratul Licinius, să îi readucă lui sentimentul că el este cel mai mare, el este împăratul împăraților. Deși în 313, împreună cu cumnatul său Constantin cel Mare, semnaseră tratatul sau edictul de la Milano, Mediolanum atunci, Milano astăzi, prin care se dădea libertate de manifestare creștinilor. Și a fost de acord, iar după aceea s-a întors împotriva. Nu este singurul caz. Știm că 361-363 Iulian Apostatul da. un coleg al Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Grigore Teologul, dorea întoarcerea la zei greci, modelele păgâne. Da. El
era liber, după poziția socială pe care o aveți, să facă ce dorește. Dar nu știu dacă se știți... Se spune că a murit în luptă. Da, tocmai asta vreau să vă spun. Eusebiu de Cezarea mărturisește în istoria bisericească de faptul că în drum spre Persia, că în zona aceea s-au dat luptele, a trecut prin Cezarea Capadocia la Sfântul Vasile cel Mare. Și pentru că i-a fost coleg, pentru că Sfântul Vasile era un înverșunat apărător al adevărului, că nu trebuie să ne ferim să spunem că Ortodoxia este cea care propovăduiește despre adevăr și despre lumină. Și a trecut și a spus că mă voi întoarce și tu și supușii tăi voi fi decapitați. Și atunci Sfântul Vasile a intrat în biserica Sfântului Mercurie și a invitat pe toți cei care puteau să fie prezenți la rugăciune și în timpul rugăciunii de pe peretele bisericii s-a desprins icoana Sfântul Mercurie. Și nu după mult timp, știți că Sfântul Mercurie a fost soldat și el a murit tot pentru Hristos. Și în momentul în care, după ceva timp, s-a întors cu sulița însângerată. Iar despre lucrul acesta mărturisește Eusebiu de Cezarea în istoria bisericească. Și a exclamat, când săgeata din senin a venit și i-a străpuns pieptul, m-a învins, Galileene. Dați seama, el a simțit că atitudinea lui împotriva lui Hristos i-a atras moartea. Nu Hristos l-a omorât, ci faptele lui. Să ne întoarcem la cei 40 de mucenici. Povestea lor este impresionantă și iată, pe melagurile noastre a apărut și acest obicei al măcinicilor. E chiar foarte frumos. Pe acesta îl binecuvântăm. Este ca o pomană în absolut. Memoria... Absolut. Nu numai a lor, ci ce trebuie să înțeleagă fiii noștri duhovnice sau telespectatorii dumneavoastră în această seară? Că atunci când faci ofrandă, și asta mi-aduce aminte de una dintre mărturiile care dovedesc că în țara noastră creștinismul este încă de la început. Și dacă vreți, odată trebuie să discutăm, să știe că leagănul creștinismului și-a avut începuturile și aici. Biserica Ortodoxă Română este o biserică apostolică. Absolut, așa. Așa este, pentru că Sfântul Andrei este cel care a pășit pe aici, a învățat, a lăsat urme. O tăbliță descoperită la Biertam a unui Zenovius. Spune așa, ego Zenovius, votum posui, adică eu, Zenovius, am dat ofrande. Ce înseamnă să dai ofrande? Să faci pomană. Ce este pomana? Este ceea ce spune Hristos, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Ce înseamnă a fi miluit? A primi milă de la Dumnezeu. Pentru ce primești milă? Pentru gestul pe care îl faci. Ați văzut că mergând pe aici pe stradă, mai dai cuiva un bănuț, o pâine și zice să rud mâna. Boda proste. Nici nu vă dați seama ce înseamnă pentru tine cel care ai dat. Acel cuvânt este o mulțumire din partea acelea, dar o mulțumire și din partea lui Dumnezeu. Că așa spune Hristos, întrucât ați făcut unora dintre aceștia prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Deci, acești mucenici sau măcinici, cum s-a tradus în ultimul timp, acești mucenici sunt ofrande pe care noi le dăm atât pentru noi, cât și pentru cei adormiți. Biserica binecuvintează acești mucenici. Dar vă întrebă dumneavoastră un lucru. Ați văzut că mucenicii se fac sub forma cifrei 8. V-ați întrebat de ce se face sub forma cifrei 8? Mă gândesc că ar avea legătură cu simbolul din matematică al infinitului. Exact. 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 Este simbolul infinitul. Cine este infinitul? Este divinitatea. Legat de lucrul acesta, pentru că, vedeți, în ultimul timp, biserica, și când spun biserica, mă refer la toți fiii acestui neam, nu instituția în sine, pentru că instituția în sine este cea care coordonează activitățile tuturor fiilor duhovnicești. Este foarte, foarte des atacată, spunând că biserica a inventat, că biserica vrea să țină lumea într-o stare de necunoaște. Cea mai mare greșeală. Biserica i-a ajutat pe toți să cunoască. Biserica niciodată nu s-a ferit să spună adevărul.
În biserică nu există nimic tăinuit. Nimic nu este ascuns. Toate slujbele noi le facem la vedere. Tot ce se săvârșește este la îndemâna fiecăruia. Să privească și să cunoască. Avem toate cărțile după care învățăm noi, puse la dispoziție pentru toți cei care doresc să cunoască. Noi nu avem nimic ascuns. Noi, în biserică nu există ezoterie. În biserică există doar cunoaștere. Atunci, mulți spun așa, dar de ce biserica este împotriva nu știu cărei științe? Nu există. Biserica nu este împotriva științei. Biserica este împreună cu știința cea care dovedește că totul a fost creat de Dumnezeu. Și o să ne întoarcem la mucenici, dar trebuie să spun și lucrul acesta, pentru că m-ați provocat și trebuie să știe toată lumea. Isaac Newton, matematician, fizician, dar și teolog, spune așa că universul este ca un ceasornic. Și atunci el își punea problema, dar cu cât mai înțelept ceasornicarul? Am mai spus lucrul acesta pe un post de televiziune, pentru că lumea trebuie să știe. Biserica nu este împotriva științei. Biserica împreună cu știința arată că Dumnezeu este creatorul. Și dacă el și-a pus pe cu cât mai înțelept ceasornicarul, a ilustrat un mare adevăr. Iar în 1986, pe postul de televiziune de atunci, se dădea un serial științific, 20 de minute. Și moderator sau prezentator era Carl Sagan, un astronom american care spune așa că dacă unul mulți dintre... telespectatori de ai noștri probabil că și amintesc că a fost celebru, da, acest absolut, serial. Dar el a spus un lucru. Printre altele, lucruri științifice. N-am nimic împotriva științei, indiscutabil. A spus că dacă unul dintre corpurile cerești s-ar deplasa un milimetru de pe traiectorie, deci un milimetru de pe traiectorie s-ar produce un cataclism. Gândiți-vă Pământul, ce masă de materie are și se învârte perfect 24 de ore în jurul axei sale și 365 în jurul Soarelui. Și mai mult decât atât, această perfecțiune nu o putea da oricine, ci o ființă supremă, acel infinit. Că și matematică, mi-aduc aminte când am început să predau religia, unul dintre profesori de matematică, un distins om, îl pomenesc cu toată dragostea. Era directorul școlii și cum intrarea orei de religie în școală a creat așa o agitație, pentru că erau mulți dintre directori din vremea veche și se opuneau. Ce, am înlocuit învățătura comunistă cu învățătura creștină? Nu! O eliminăm pe aceea și ne întoarcem la vechile valori. Asta este adevărul. Și el mi-a spus, părinte, vă demonstrez eu, din punct de vedere matematic, că Dumnezeu există. Și cu plus și minus infinit. Asta, apropo, de mucenici. Semnul acela nu este întâmplător. Deși rețeta este diferită în zona noastră față de Moldova, de exemplu, da, semnul este același. Semnul infinitului, este același. Indiscutabil, indiscutabil. Deci, Sfinții 40 de mucenici sunt o dovadă vie a tăriei credinței. În ce au crezut ei? Ei au crezut în veșnicie. Ei asta au crezut. Ei știau că mai devreme sau mai târziu, aici pe pământ, suntem trecători. Este o perioadă de pregătire pentru veșnicie. Și ei și-au dat seama că atunci, spunând adevărul, ei se vor lega de veșnicie. Dar ce trebuie să mai știe fiii noștri duhovnicești? Că între cei care au fost acolo, 40 de mucenici, a fost un tânăr pe nume Meletie. Acest Meletie era cel mai tânăr și mai mic de statură. Și când i-a introdus în lacul din Sevasta Armeniei, într-o noapte friguroasă, și știți bine că unul dintre ei a abdicat, a ieșit, dar n-a scăpat. Pentru ca să se răzbune pe el, l-au băgat într-un vas cu apă fierbinte și a murit pe loc. Ceilalți n-au murit pe loc, au leșinat de frig și când a fost scoș, pentru că era mai mic, nici nu l-au mai băgat în seamă. I-au luat pe ceilalți și i-au dus spre afiarși. Pe el nu l-au luat. Mama
Sfântului Melete a fost de față. Și văzând că pe fiul său nu-l ia ca să-l martirizeze, ea l-a luat pe umeri și l-a dus acolo. Știu, cineva o să spună, dar uite ce gest. El oricum murea. Dar a murit în credința lui Hristos. Am stat și m-am gândit de multe ori. Nu trebuie să facem acum astfel de gesturi. Deși, dumneavoastră, vă observați ce se întâmplă cu câți creștini sunt omorâți în ultimul timp, fie în Egipt, fie în alte zone, în Siria. De ce? Doar pentru că sunt creștini. Nu sunt agresivi. Nu fac nimic împotriva sistemului. Doar pentru că sunt creștini. Dar, părinte, 120 de creștini uciși într-o zi. De ce omoară? Eu stau și mă gândesc. E nefiresc. Vedeți creștinismul cât e de pașnic. N-a spus Hristos, îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Păi asta învață biserica. Nu înseamnă că te umilești. În momentul în care tu cu demnitate știi să primești o lovitură, nu te umilești, ci te smerești. Ce nu înțeleg mulți, ce înseamnă smerenia? Smerenia înseamnă ascultare de învățătura lui Dumnezeu. De ce? Dacă dumneavoastră loviți pe cineva și acela vă dă ripostă, la ce se ajunge? Orice se poate întâmpla. Dar dacă eu întorc și celălalt obraz, îl dezarmez pe acela. Știți ce spune Mântuitorul Hristos? Făcând așa, vei așeza pe capul lui jerate ca prins. Adică el își va da seama că a greșit, că diavolul nu doarme. Ar fi trebuit să-i încaiere. Nu? I-ar împinge să fie răzbunători. Nu. Creștinismul este religia iubirii. Asta încercăm noi să le spunem tuturor fiilor duhovnicești. Știu, au fost atâtea dispute, atâtea discuții, cu regret spun, pe marginea orei de religie. Părinte, vreau neapărat să abordăm și acest subiect, acum, după ce părinții au depus sau nu cererea respectivă, dar înainte să ajungem la acest subiect, neapărat vreau să vă adresez o întrebare din partea colegilor mele, care, auzind că sunteți invitatul meu în această seară, vor neapărat să afle răspunsul la întrebarea dacă fructele de mare sunt de post sau nu. Vedeți, până în 90, în Biserica Ortodoxă era o altă abordare a postului. După 90, nu că s-a schimbat ceva, nici vorbă, ci s-a întors la vechea rânduială, după tipicul Sfântului Sava. Bun, oare în postul Crăciunului avem mai mult de jumătate zile în care putem consuma pește. Și postul este extrem de ușor, iar peștele este extrem de folositor. Din păcate și extrem de scump în România. Din numai păcate. Este hrana săracului, dar... Da, absolut. Din păcate. Aici e un pic de o chestie speculativă, dar nu sunt eu în măsură să merg mai departe. Duce toate. Așa este. Iar multe dintre reperele noastre duhovnicești sunt legate de zona Constantinopolului. Și în zona aceea, în post, se consumă fructe de mare. Deci, e liber la fructe de mare, nu neapărat doar în zilele de dezlegare la pește, este aliment de post. Absolut. Este aliment de post. Sper că se bucură acum colegele mele. Și toată lumea se poate bucura, sigur să știți. Că da. Cine are plăcerea să mănânce așa ceva, au libertate. Fără probleme. Au libertate. Părinte, a fost o dezbatere îndelungată, poate nimeni nu s-ar fi așteptat să fie atât de aprinsă, referitoare la obligativitatea orei de religie în școli sau nu. Acum, vă spun părerea mea. Din punctul meu de vedere, o astfel de măsură ar fi putut să fie luată începând cu anul școlar următor. Nu la mijlocul unui an școlar. A dat lucrurile oarecum peste cap. Pe de altă parte, văzând proporțiile, văzând cifrele, părinții, cât de mulți sunt părinții care și-au înscris copiii, ca să spun așa, la ora de religie, în mijlocul anului școlar, cred cu atât mai mult că ar fi fost mai degrabă, mai în regulă ca cei care nu vor ca pruncii lor să urmeze ora de religie, atât, să facă și erau mai puține cereri, erau mai puțin copaci, sigur. Nu? Pentru că unul dintre inițiatori se dă drept mare ecologist.
mare ecologist. De, el acum a bulversat o țară întreagă. Bine, cu sprijinul Curții Constituționale, indiscutabil, dar eu sunt surprins că atât de ușor Curtea Constituțională a vorbit în 2012 despre constituționalitatea orei de religie, iar în 2014 de neconstituționalitate. Nu știu când a avut dreptate, atunci sau acum, dar unul dintre cei care a susținut cu atâta învărșunare se dă mare ecologist și nu-și dă seama cât timp s-a pierdut, câte lucruri care ar fi trebuit sau câte energii s-au consumat care ar fi trebuit să fie consumate în alte părți. Să vă spună cei din secretariatele școlilor cât au avut de lucru inutil. Aici, corect așa ar fi trebuit. Ori se face ora de religie, ori nu se face ora de religie. Dar a lăsat-o așa. Nu este corect. Dar cred că aceștia au primit o lovitură, că am înțeles că peste 93%, peste 93-94% dintre părinți au optat ca... Au fost alte cifre, nu foarte diferite, 88% a fost la un moment dat o raportare din partea Ministerului Educației, da, cifrele sunt apropiate, dar... Oricum, aceștia cred că au avut în minte ideea că n-or să se mai ducă și ce am observat, că și pe multe posturi de televiziune au fost invitate cu... mici excepții, persoane care au fost împotriva orei de religie și să știți că prin televiziune poți ușor transmite anumite mesaje, nu pot vorbi de manipulare, dar poți transmite anumite mesaje. Da, sigur, oamenii care... și-au spus punctul de vedere. E adevărat, dar dacă ar fi să discutăm în procente, covârșitor a fost numărul celor care au fost împotriva orei de religie. Normal ar fi trebuit să fie chemați cât mai mulți, pentru că suntem 87% creștini ortodoxi declarați. N-or să fie 87, că mi-a spus unul dintre cei cu care am mai avut dialog pe această temă, că la mine când a venit cu recensământul, deja m-a trecut ortodox. Și a spus, domnule, eu nu sunt ortodox. Așa, ceea ce este exclus. Dar am primit-o ca să nu intru în contradicție, pentru că nu venea nimeni anticipând care este confesiunea pe care o accepți. Nici vorba. Astea ar fi fost cazuri izolate. Da. Sunt dar posibile, oricum, nimeni nu le exclude. Peste 85% suntem creștini ortodoxi. Atunci, eu cred că dacă proverbul spune majoritatea învinge minoritatea, acum s-a încercat minoritatea să învângă majoritatea, ceea ce este nefiresc. Dar nu știu cum se întâmplă doar la noi. Da, bun, acum lucrurile sunt clare. Bineînțeles că și acum o săptămână lucrurile erau clare, pentru că cine a vrut să-și înscrie copilul la ora de religie a completat o cerere și l-a înscris. Absolut. Sigur, pare oarecum incomod acest procedeu, dar s-a rezolvat, a trecut termenul limită de depunere a cererilor, lucrurile acum sunt clare. Conform Ministerului Educației, 88% dintre părinți au ales ca pruncilor să meargă la ora de religie. Dar acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, și ca preot, dar și ca profesor de religie, om care a predat... Sau 12 ani am predat. Ați predat 12 ani am predat, da. Bun, spuneți-mi mie ca părinte, care sunt avantajele unui copil, care sunt beneficiile orei de religie pentru un copil? Eu anumite aspecte le-am prezentat mai devreme. Când ești un bun creștin, ai respect față de cel de lângă tine, ești un om bine educat. De ce? Pentru că un om care știe de Dumnezeu are altă conduită în societate. Nu minte, nu fură, nu înjură. Decalogul. Absolut. Și le însușește, dar nu teoretic, le și aplică. Al doilea, biserica a inspirat și starea aceasta de patriotism. Știu că nu mai poți vorbi acum despre patriotism pentru că a căzut în desuet. Că acum să ții la patria ta nu mai este o cinste. Ba, eu țin la patria mea, să știți. Eu îmi iubesc poporul, eu îmi iubesc patria pentru că... Patriotismul nu este, știu eu, ca pantaloni evazați. O perioadă sunt la modă, pe urmă nu mai sunt la modă, iar sunt la modă. Asta este general valabil. E, biserica face lucrul acesta. Poate o să surprindă pe unul dintre cei ce ne privesc. Dar biserica a cultivat întotdeauna și bunele maniere, și patriotismul, și tot ce a ținut de valorile acestui neam.
Noi, dacă n-am fi avut această credință și oamenii n-ar fi fost așa de aproape de Biserica Ortodoxă, ne-am fi dezintegrat de mult ca neam. Biserica Ortodoxă a fost aceea despre care spune Hristos că e ca o cloșcă și care adună sub aripile sale pe toți fiii săi. Spunea dumneavoastră mai devreme de aportul pe care și l-a adus la culturalizarea maselor. Păi dacă nu era Biserica Ortodoxă, nu era mult în urmă. Dacă Biserica Ortodoxă nu s-ar fi implicat, nu și-ar fi făcut datoria, nu și-ar fi împlinit menirea, noi ca neam eram mult, mult în urmă. Și așa mulți ne socot. Am fost într-o excursie în Anglia și mă întrebau, deși erau englezi și nu erau așa oricine, de unde, pe lângă Mauritania, e țara dumneavoastră? Și a zis, nu se poate. Noi suntem oameni cultivați, să știți. Oameni care nativ avem un dar în plus față de multe popoare din această Europa. Că nu întâmplător atâția fii ai neamului nostru fac cinste oriunde în lume. Bine ar fi ca toți să facă cinste, dar nu se întâmplă acest lucru. Mai avem și oameni, știți, care nu poate... Da, da, pe aceia care fac cinste nu-i mediatizează. Mediatizează, din păcate, pe cei care nu ne fac cinste, tocmai ca să fim într-o stare de inferioritate față de ei. Părinte, din păcate nu mai avem timp să continuăm această discuție. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru vorbele vă frumoase. Vă mulțumesc și dacă îmi dați voie, eu câteva secunde să spun că îi fericesc pe părinții care au optat să-și îndrume copiii spre ora de religie și nu vor regreta. Unu, al doilea, suntem în post. Îi îndemn cu toată dragostea să postească. Și am spus de multe ori despre post, dar acum dau un alt îndemn. Acum, la început de post, să facă un set de analize. După ce se încheie postul, să facă un alt set de analize și să vadă efectul. În primul rând, în punct de vedere medical. Doamna director de la Centrul de Transfuzii Sanguine mi-a spus același lucru, l-a spus aici în emisiune, că în post sângele are o calitate din punct de vedere medical extraordinară față de perioadele în care nu sunt posturi. Vă mulțumesc pentru invitație și tuturora le doresc să aibă un post fericit, cu bucurie și sfânta lumină să se coboare la Sfintele Paști în sufletul tuturora. Vă mulțumesc, părinte, de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost în această seară alături de noi. Ne revedem mâine seară la Subiectul Zilei. Până atunci, toate cele bune!